Doamne ajută, dragi prieteni, suntem la Colibaș. Drumul care merge de la Colibaș la Vulcănești, un drum de importanță națională, pentru că face conexiunea dintre Colibaș, dintre lunga Prutului cu Vulcăneștiu. Și lumea de aici se plânge că au plantații de vine, de viță de vie, că au activități economice și drumul ăsta e atât de tare distrus că e impracticabil. Și ei m-au invitat să discutăm despre problema lor pe care vor neapărat să o rezolve. Într-adevăr, eu am trecut și asta noapte când m-am dus la Alexandru Ioan Cuza, am mers cu 5 km la oră, că e imposibil de mers mai repede, mai ales noaptea încă e și mai strașnic. Și aici numai cu mașini mari de teren trebuie să mergi. Și încă e tăiat anapă, dar într-o parte și în alta e tăiat. Și e aproape imposibil de mers. Băieții spun că când merg, mai ales cu strugurii în mașini, toamnă, să prăvale lăzări, să pălesc bobițele, să strică marfa. Acuși ne oprim și discutăm. Și zice că sunt o porțiune de câțiva kilometri care ar putea fi reparată, că mai departe spre Vulcănești e bună. Și plătim noi drumuri și nu mai poți alegi, tot trebuie să mergi. Într-adevăr trebuie să ai mașină de teren, că drumuri nu sunt. Uitați-vă cum arată drumul. Este drum? E ca așa toți merg. Catastrofă. Să mergi. Și dacă închipuiesc că ești cu mașina plină cu struguri, nu cum să mergi. Asta e infrastructură pentru dezvoltarea economiei. Cum să se dezvolte economia, că nici mașinile mari nu vor să vină și băieții care se ocupă cu agricultura spun noi cum să asigurăm struguri calitativi. Ia uite-l cum merge. Și eu merg din urma lui exact așa. Asta e imposibil. Ne oprim să discutăm. Muchea dealului. Poți să ții și camera în mână. Și nimeni nu vrea să-i asculte pe oamenii ăștia. Mașinile știu cum merg pe aici. Și Dacia și tot care pe unii pot merg. Și aleg drumul. Trebuie să repar numai. Da, fiecare și alege drumul cum poate. Da, e gravă situația care o vezi dumneavoastră. Doamne ajută. Eu am văzut că merge urma ta. N-ai cum, bine că suntem cu mașinile, așa n-avem marfă spate, dacă când transportăm producția e imposibil să ajungi cu dânsa. Dar și acum ai fi catastrofă, cine să-ți repare mașinile? Odată cel puțin pe an, dar de două ori pe an le băgăm în server și băgăm o grămadă de bani. Că noi trăim aici, pe locul ăsta trăim. Și cu drumul ăsta, la balanța cui? Cine răspunde de el? De unde? Nu știu, probabil și de la balanță la Cahul, dar și interesant că până unde se termină raioanele din Găgăuze, raionul Vulcănești, da? Acolo e făcut, acolo e peticit, acolo e făcut normal. În partea asta e imposibil. Nu-l faci nimeni și cam acum un an în urmă sau doi o trecut cineva cu grederul și l-a făcut ca să fie impracticabil, ați văzut dumneavoastră. Mai spune de mai mergi pe o parte și pe alta. Acum nu mai poți mai mergi, nu i-am văzut sensul ca să-i faci, ca să-i curăți partea carosabilă. Bă, dar aici sunt vieste viță de vie. Să lucrează. Da, lucrează oamenii. Și aici, când vine sezonul și trebuie să strângeți struguri, cum îi transportați?
Noi care avem, ne ducem pe la Vălin pe drum de țară, că aici e imposibil de trecut. Care mai iau camioanele care ar putea, ca să cumpere, nu știu, vor să mai vină încoace. Pentru că e drumul ăsta, dacă îl încarcă, zicem, îi pune marfa calitate și merge, și merge un pic și s-a dus, o merge acolo, nu știu, 3-4 km, o distrus toată marfa. Toată munca de oameni de zi. Da, normal. Păi și cum să faci business, cum să faci afaceri în Republica asta? Practic, nu e, ca suntem câțiva tineri care am încercat ca să investim, ca să nu plecăm din țară, ca să ne dezvoltăm cumva. Și nu e posibil. Nu-i posibil. Ia că am încercat și am vorbit și cu primăria, poate cumva ne ajut cu informații. Nimeni nu vrea ca să ne spun nimic. Cumva la balanță, alții spun că el îi scoți la întreținere dintr-o parte în alta, dar bine îi scoți, dar de cel mai strică cât mai este pe aici. Cine ar trebui să facă? Ori statul, mea, guvernul, primăria? Nu, părerea mea ar trebui ca și primăria ca să pun un cuvânt, să poată ca să rezolve, să vadă care e situația și să rezolvă. Nu cred că e primăria, dar administrația drumurilor. Dar de ce se întâmplă? Că acolo îl rezolvă, care e peticit, îl rezolvă, tot e bine, se poate de mers cât de cât, dar în partea asta nu se poate. E adevărat, eu confirm că am fost de, la Vulcănești. Și aici e vorba de vreo, nu știu, vreo 4-5 km, care de ani de zile el nu se... Vreo 4 km. Care ani de zile el nu se... Și exact din Colibaș, când ieși din Colibaș înspre Vulcănești, e distrus, da, total până la... Nu numai pe noi ne afectează, dar și pe legumicultorii care ajung la piață, la Vulcănești, care vor să-și vândă producția, ei tot nu poate ca să ajungă, vă dați seama. Și aleagă, drumul ăsta aleagă Colibaș de Bolgrad. Și nu numai sate, nu numai ne afectează prin Vulcănești, Bolgrad. Da. Nu ne afectează doar satul Colibaș, dar și satul Vadului Isac, satul Brânza, chiar și Valin, toată lumea trece pe aici și nu ne ajută nimeni. Nimeni, nu, pur și simplu, n-ai cu cine discuta, am încercat cu, și spuneți și dumneavoastră, că nu vor nimeni să răspundă la telefon, nu știu. Poate ne ajutați, ne spuneți o informație, ce trebuie de făcut, poate mai trebuie și noi să contribuim cu ceva, să rezolvăm problema asta. Că altfel nu mai faci business. Alexandru, cum te duci în toată dimineața la stână? Trezești prin grochile astea dornind, trezești până acolo. Până acolo trezești? Până acolo treci tot somnul, clănțai dintre în gură. Acum mai am câțiva proprietari de terenuri agricole, terenuri arabile, da, și eu cumpărat, au băgat banii tehnică, mulți bani, tehnică scumpă. Așa. Și au mers cu stropitoarele și le-au distrus. V-au spus că nu mai este impracticabil. Și odată au scris o cerere, au scris plângeri, băieți, au scris plângeri la Consiliul Raional și nimeni nu a dat niciun răspuns. Nici răspuns, măcar. Nici răspuns, dar nu știu, nu este niciun itinerar de drum, nimeni nu răspunde de chestia asta. Sau să strige de tot, să-l facă drum de țară, să putem să mergem. El e practic impracticabil. Să-l are, să-l râme și să-l facă drum de țară. Nu trebuie să fie, el e impracticabil. Și eu mai tăiet, am văzut că e făcut pe așa, într-o parte și în alta, da, două. Mergem cu camioanele sau chiar și cu microbusele de cu microbusul, dacă mergem cu struguri și așa, ca să ducem încolo. Dacă mergi cu dâns pe o parte, când ajungi acolo, poți să-i distrugi, să distrugi o tonă și pe luni de zile sau jumate din profitul tău s-o duci. Au oameni care au muncit mult, vă dați seama. Anul trecut am avut și o seșetă deosebită, dar anul ăsta, chiar dacă lucrăm, poți să muncești cât ai muncit, dacă treci pe drum de este, gata, s-o distrugi tot. Să înseamnă, veniți acasă, facem bani, toți împreună. Da, n-avem cum, ia gândiți-vă. Cine poate să ne ajute cu întrebarea asta? Nimeni, dacă păi nimeni să căutăm soluția, să căutăm întrebări, nu știu, să vedem pe ăștia care lucrează în vie. Să le arătăm că este... Wow! Iarba e la brâu. Ia șuierul ăla ca la cahul. Ca la cahul. Putem să șuierăm, ia uitați-vă. Roată, băi, și lumea lucrează. Și când se ducă marfa, nu pot să o duc pe drumurile astea, pentru că e distrusă infrastructura. Investiții în infrastructură zero. Dacă am găsit vreun proprietar pe aici, să ne întrebăm cum își scoate marfa. Trebuie să o duc în brață până la Colibaș. Frumos aranjat, curat. Oamenii lucrează. Bună ziua! Bună ziua! Doamne ajută! Da, da. Vreau să vă întrebăm cum vă par drumurile la Colibaș care vin. Cam rele. E, bune tare, măi. Mai bune și rele de tot. Am văzut că e catastrof până aici. Cum duci struguri înapoi? În brață. Hai, da. Nostru. Noi v-am cunoscut după glas. Da? Da. E. Da. Sunteți aici la Colibaș? Vă urmărim, da. Știți că sunt alegeri pe 11 iulie? Știm. Știm, le așteptăm cu nerăbdare. Schimbăm ceva în țara asta? Da, schimbăm. Mică schimbări, că sunt toți bandiții la putere. Mică nu schimbăm.
Este urma cu misiuni, schimbăm. La misiuni vorbim. Apea ca doamna e supărată rău. Foarte supărată. Da, că am mușit, avem 11 ani de cărmușe și am pensie de 700 de ruble. Și am om invalid de prima grupă. Da, și uite, muncesc azi, am 65 de ani. Mulți înainte. Dar cine trebuia să vă majoreze pensia? Cine? Cei de sus ne majoreze. Da, o știi, măcar pe unul, pe cel de sus. Da, știu pe toți. Toți hoții. Toți hoții. Da, da. Vor alegi, vor scaun moare. Spun toate minciunile. Da. Ce-au făcut ei în 30 de ani, dau în fundul lui Maia Sandu. Maia Sandu nu a făcut atâtea. Oamenii înțeleg toată propaganda asta. Sunt și care înțeleg. Nu toți. Mai avem încă derutați. Avem foarte. Lumea s-a plâns aici la Colebaș că drumul ăsta de acces 4 km din sat până aici e dezastruos. Și când dezastru, e uitat de tot, e uitat. Nimeni nu ne ia seama. Când duc struguri, da. Păi se prăvală lada în mașină. Dar cum? Păi și aia este drumul. Dar fiecare om plătește drumul. Plătește în aloc pe mașină, toate și ele plătesc, dar de făcut fac ceva? Nică nu fac. Numai să bat cu pumnul în chept că eu a făcut, da, că eu a drept, trebuie, dar nică nu fac. Dar și kilometri fac ei, că drumurile astea nu-s de nică, astea nu razne. Până la anul nu-s de nică, așa nu-i drept așa. E adevărat. E adevărat. Da, da, oamenii plâng că pierd roțele prin râpile astea. Da, păi cum? Ce am făcut atâția kilometri drum, atâția bani am băgat, dar unii banii ăștia în buzunarul lor. Și că am făcut drumuri, dar care drumuri le-au făcut? Nu arta care. Drumurile sunt făcute, dar nu sunt spuse, dar nu sunt făcute. Pe hârtie numai. Da, pe hârtie sunt făcute. Da. Pe eu zic că ar trebui de făcut drumul ăsta la Corebaș ca lumea să poată circula. Nu crezi? Dar eu v-am auzit și de ce am venit acolo. Da. V-am cunoscut glas. După voce. Da, băieți, da, e greu. Ne susțineți. Noi suntem de la Democrația Acasă. Suntem Vasile Costiuc și echipa lui. Și căutăm să soluționăm problemele, să vedem Domnul și putem face. Domnul să vă ajute și să faceți schimbări în țara asta. Că o țară mitică și e un dezastru care nu s-a mai văzut. Trag toți la am princhit pe Facebook în Șfețarea arăta 8 miniștri. Uh-huh. Dar în Șfețarea. Corect. Și țară. Și cum trăiesc. Și cum trăiesc. Și, la și aici 51 și plus 51 încă 70 încă 100 și încă 200. Și trebuie să nică. Trebuie fugăriți. Fugăriți toți și puși vă doi băieți de treabă care să facă treabă. Nu parlamentul și ala, să rămâi așa oameni. Păi iată, pe 11 iulie avem o șansă să-i fugărim pe ăștia. Numai decât. Și să punem oameni gospodari. Să rămâim și venim la votare numai decât venim să schimbăm ceva, să facem schimbări. Da. Că nu se poate așa. Ca să facem schimbări trebuie să votați oameni noi, oameni care n-au fost implicați, oameni numai care n-au decât treabă cu schemele lor și cu bandiților. Suntem de acord cu dumneavoastră, cu Maia Sandu, cu înțeles, partidul, da, noi am înțeles. Așa că, așa e, asta e soluția. Da. Și mai sunt, numai patru oameni sunteți la. Patru oameni. Patru femei fac cât un batalion. De frică de drum, domn. Frică de drum. Frică, păi ne drum și rămațele până aici, păi venim o păi nu mănânci dimineață și atunci nu-ți temi. Să mâncăm, da? Să nu mănânci. Să nu mâncăm. Ei, dar mâncăm tare, noi nici ceaiul n-avem când să-l luăm. Noi suntem sculați la patru. Și soi de struguri să ăștia? Moldova. Și aveți ce faci cu ei la sezon? Ei, ghețe, e cam greu. Realizează, dar se chinui băieții. Da. Greu, greu. Ne dă și nouă leacă de lucru. Avem și noi de lucru. Ne mulțumim, da. Mulțumim. Cu pensia nu reușim, dar mulțumim că băieții ia că dar și pensia avem. Da. Am lucrat la picarne o grămadă de ani și a ieșit cu 800 de lei. Dacă nu făceai nimic, vă zic eu, dacă nu făceai nimic toată viața care de ei... Care nu a lucrat, așa iau câte 2000, dar care am lucrat, da, păi, da. Nică acum n-au. Vă zic eu că noi... Are, că el nici pensie nu trebuie la cât o furat. Vă zic eu, stimate doamnă, că da, în momentul în care venim la guvernare vom revedea toate pensiile, vom revedea toți care au muncit, vom recalcula pensiile oamenilor, cei care au muncit să fie puși
în capul miesei. 800 de lei. 800 de lei nu mai i-am primit și i-am dat înapoi. Trebuie să trăiască cei care nu au lucrat. Noi trebuie să avem grijă de toți. Dar aia care au lucrat trebuie să fie o diferență. Ca să-l motivezi pe la tânăr să lucreze. Ca pe altfel, deși trebuie să lucrezi 40 de ani și să am exact tare cel care nu a lucrat nimic. Chiar păreri de rău și eu. Vom face, vom modifica legea ca oamenii care au lucrat vor fi recalculați toate pensiile, vă spun eu. Și atât așa a plecat tot tineretul din țară, că loc să-l susțină, el blochează, mereu le pune numai bețe roate. Să vii acasă copiii acum în vacanța de vară, nu pot să vii. Să băieții din țară numai din cauza la fiscale, că mereu îi... 16 ani la magazin? Da. Ați avut magazin? Nu am avut. Ați lucrat? Am lucrat la stăpân. Da. Și-o pleca băieți? Și-o pleca băieții psihotare numai din cauza la... Fiscale? Da, la fiscale, mereu din cauza. Așa e, ăștia de la fisc, da. Ăștia-s cu, iau și stufoasă vie, crește da, bine. Mă, crește. Ce mesaj aveți pentru cei care conduc Republica? Care a să câștige, Domnul să le ajute să facă regulă, să facă regulă. Nu, să intre în lucru. Dacă intră în lucru, nu să facă ce au făcut, să repete ce au făcut aceștia. Să facă treabă. Și să fie lumea mulțumită și poate să trăiască. Că așa pământ la Moldova și nu putem să facem o... Să realizăm, fim stăpâni la noi acasă, da, mă. Să realizăm producția, să... Băi, le-o dat numai pe mine, mă, filmă. Da, păi cine ați mai filmat? Hai, lasă-mă. Doamne ajută, bine că ne-ați spus. Da, păi și nici nu ne temem și să vorbim, dar încă să mai facem. Da, de ce ne temem? Păi nu ne temem. Nu mă tem deloc, din nimeni nu mă tem. Copiii sunt acasă? Copiii sunt... Am două fete și sunt peste hotare. Și uite, să vii acasă, le-i frică. Una e în Anglia și una în Germania. Și le frică să vii acasă, nu că le frică, da. Nu să știi cum a să vii, că e o grămăză de bani, trebuie să dei pe test, pe toate. Și apoi și-a dat printi mult iară de bani de test. Și aici când vii te mai pune în carantină și când te duci înapoi iar în carantină și o luni de zile să duci. Nici nu se pot și nici mai zici cu COVID-ul ăsta. Ieri prieteni. Nu, Mirel, care și-au făcut vaccinul, de acum că ei nu mai iau COVID. Da. Fără ei, să duc, tot da, în regulă. Dar ăștia trebuie să plătească, să ducă băieți sau să vii sau asta. Eu, mamă de școală, bre, lasă, că domnul este și e. Bravo. Dar și nu-i drept să... Bravo. Înțelepciune și altă guvernare așteptăm. Doamne, ajută în continuare. Domnul să vă ajute să intrați acolo în locul Dodonului. Zina Petrovna, Greceanu, Voronin, dar Voronin și caut acolo. El de acum are 80 de ani și vrea să ne mai conducă el pe noi afară cu dânsul. El are cu și trăi. El are cu și. Copiii noștri, da. Copiii noștri. Dar lasă-ți copiii, dar și noi nu suntem. Da, și noi de-a murim. Da. Da, dar ei tineretul, că trebuie să fie. Tineretul s-a dus și te nu vor să vii acasă, că ce să faci acasă? Da. Ce să fac acasă? Afară, acasă, n-au ce lucra, n-au unde lucra, n-au... Iar dacă... Sunt treței familia cu ce sunt treței, stau acolo argați la alții. Dar să nu vii acasă să facă în țara lui ceva bun. Să fii stăpân la el acasă. La dânsul acasă, da. Ascultam ieri pe Facebook comunii aștia socialiști. Spuneau și au făcut ei în 30 de ani. Spuneau că Maia Sandu a făcut în 5 luni. Da. Păi tu ai stat 30 de ani acolo, tu ce ai stat acolo? Ce ai făcut? Da. Ce ai făcut? Tu povestești. Dar nu povesti de Maia Sandu, că eu 5 luni ce să fac femeia? Da, dar Dodon știi și de bucuros că grupa noastră se mărește, dar la acum scade. Aha, înțelegi? Lasă-i să strângă toți grămadă, vă promit eu. Lasă-i să grămădească toți împreună și ducem pe toți odată la pușcărie. Ca să nu-i fugărim pe oraș, să nu-i căutăm prin tot orașul. Și Maica Domnului. Să-i grămădim pe toți odată. Să știi odată de frică, de rușine. Să adune toți și noi îi grămădim pe toți, îi luăm angro și îi ducem la pușcărie. Să facă acolo alianță. În cătușă. Domnul să ajute să facem treaba asta. Și le sequestrăm toate averile furate ilegal. E, da, câte averi au. Și alu Plahotniuc tot, și alu Dodon, și alu Șor, tot. Da, băie, da,
de Doamne, Domnul să vă ajute. Gata, ne-am înțeles. Cu fetele de la Colibaș ne-am lămurit. Sunt fete minunate care lucrează la Vița de Vie. Da, legat e frumos, dar în partea aia e și stufoasă. Dragi prieteni, comunicarea cu oamenii este cheia succesului. Vom reuși doar atunci când vom reuși să vorbim de la suflet la suflet, de la inimă la inimă. Avem de reparat drumuri, avem de făcut frigideri, avem de pregătit infrastructură pentru export de struguri, de mere, avem foarte mult de lucru la noi acasă, dar trebuie să schimbăm administrația statului. Asta e mesajul și îndemnul meu de pe dealurile Colibașului. Aici une o jumătate din Colibaș, în Londra, Italia, în toate colțurile lumii. Și sunt oameni gospodari, oameni muncitori, pe care i-am cunoscut personal pe multă lume. Aici m-au invitat un grup de tineri care au activități economice și care se ocupă cu Vița de Vie și nu pot să scoată marfa din câmp pentru că drumurile sunt practicabile. Vom căuta soluții și pentru a repara drumul de la Colibaș care duce la Vulcănești. Nu acum, în 3 săptămâni, vom veni cu o nouă majoritate parlamentară, cu un nou guvern și vom pune prioritate pentru drumurile din Cahul să fie reparat tronsonul de drum de 4 km care face conexiunea dintre Colibaș și Vulcănești. Avem de lucru. Pe 11 iulie votați Democrația Acasă. Asta este soluția, schimbarea și alternativa pentru hoții care sunt.